Ban după ban, scumpirile la pompă se țin lanț. Liderul de piață de profil, OMV Petrom, a mai adăugat weekendul acesta 5 bani la litrul de benzină. Săptămâna trecută, aceeași companie a majorat prețurile în 4 zile succesive și concurența s-a aliniat rapid la acest trend al scumpirilor. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Amalia Chiriță. Bună seara, Amalia! Cât trebuie să plătească șoferii la pompă acum? Bună seara, Marius, destul de mult, însă vă voi spune puțin mai încolo cu cât s-au scumpit carburanții la cele mai importante stații. Până atunci este important de menționat faptul că față de ultima zi a anului trecut, atunci când a fost eliminată acea reducere de 50 de bani, dar și redusă acciza la nivelul minim al Uniunii Europene, benzina s-a scumpit cu 49 de bani pe litru, iar motorina cu 51 de bani pe litru. Iată că prețurile la benzina standard au ajuns la stațiile Petrom din capitală la un preț ce variază între 6,44 și 6,50 de lei pe litru. La rândul său, Lukoil a scumpit sâmbătă benzina cu un ban, aceasta ajungând acum să coste între 6,39 și 6,44 de lei pe litru. La stațiile MOL din capitală, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, costă acum între 6,54 și 6,59 de lei pe litru. Și motorina este mai scumpă la petrol. Un litru se vinde acum cu 7,63 de lei. În ultimele 24 de ore și la stațiile MOL și Rompetrol au fost majorate prețurile motorinei cu 5 bani pe litru, astfel că cel mai ieftin carburant diesel din stațiile celor două companii se comercializează cu 7,67 de lei pe litru. Lukoil a majorat prețul motorinei standard cu 3 bani pe litru, ajungând acum până la 7,62 de lei pe litru. Specialiștii în domeniu au și o explicație pentru acest fenomen. De peste două săptămâni, prețul petrolului Brent este în continuă creștere. Se vinde acum cu 87,7 dolari pe baril și este cel mai mare preț din ultima lună.